Aproape 1,5 milioane de români sărbătoresc astăzi Paștele Catolic. Azi noapte, bisericile au fost pline la slujba de înviere. Într-o perioadă dificilă, oamenii au găsit liniște și pacea sufletească, iar pentru câteva ore au uitat de probleme și agitația lumii. Astăzi, credincioșii au dus la biserică coșuri pline cu bucate ca să fie sfințite. Binecuvântând și sfințind mâncarea, mărturisim că primim tot binele de la Dumnezeu. Îi mulțumim pentru mâncarea noastră și vrem să o folosim cu bucurie. În fiecare an, în comunitățile romano-catolice din Ardeal, oamenii aduc la biserică în coșuri mâncarea pe care o vor pune pe masă. Slujba este oficiată în două limbi, română și maghiară. Obiceiul datează din secolul al XV-lea. În primul rând, le reprezintă pe femeile care au mers la mormântul gol. Aceste daruri ne fac pe noi să ne dăruim, să ne aducem și pe noi în fața mormântului și să vedem că, într-adevăr, Hristos a înviat, mormântul este gol. Odată bucatele binecuvântate, credincioșii se pot bucura de savoarea lor, alături de cei dragi. Iar după 40 de zile de post, gustul este cu atât mai bun. Ouăle vopsite de Paști, cozonaci, vinul să fie sfințite pentru a amplifica această sărbătoare și a purifica oarecum inclusiv trupul alături de sufletul care s-a pregătit pentru această sărbătoare. La Sibiu, oamenii au participat la slujba din Duminica Paștelui, alături de președintele Klaus Iohannis și de prima doamnă. La mulți ani, cele bune! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Froiosen! Froiosen! I-ați transmis urări în limba germană? Da, bineînțeles, Frohe Ostern, Paște fericit și toate cele bune, multă, multă sănătate! Cea mai importantă slujbă este Vigilia Pascală, echivalentul slujbei de înviere de la ortodoxi. Vigilia Pascală exprimă trecerea de la moarte și păcat la viață nouă, odată cu învierea lui Iisus. Frumusețea liturgiei a atras la Alba Iulia inclusiv ortodoxi. Suntem ortodoxi, dar venim că ne place o atmosferă diferită față de cum este la mine la ortodoxi. Venim și ne bucurăm aici jumătate de oră cât stăm. În ambele mă duc la biserică și la slujba de înviere și la ambele mă simt la fel de bine. Am simțit foarte liniștită și într-un fel am simțit un moment de libertate sufletească. Vigilia Pascală, descrisă ca o priveghere în cinstea Domnului, se celebrează noaptea dinaintea Duminicii Paștelui. Și în capitală, Catedrala Sfântul Iosif a fost neîncăpătoare pentru mulțimea venită la slujba din prima zi de Paști. Sărbătoarea bucuriei și bucuria înnoirii pe care o celebrăm astăzi în Biserica Catolică. Și sigur că toți credincioșii s-au pregătit pentru acest moment prin tot ceea ce au trăit în această perioadă a postului mare, dar mai ales în Săptămâna Sfântă. E sărbătoarea cea mai mare. Creștinul care crede în înviere, învie și el când îi vine timpul.